Ai observat vreodată cum insectele par să fie mai mari în anumite părți ale lumii? De exemplu, în Australia și pădurea tropicală amazoniană. Acestea sunt renumite pentru că au unele dintre cele mai mari și mai înfricoșătoare insecte din lume. De ce există aceste puncte fierbinți de activitate a insectelor? Căldura joacă un rol în creșterea insectelor, dar nu e singurul factor implicat. De exemplu, în deșert nu există insecte atât de mari în ciuda căldurii. Adevăratul secret constă în accesul lor la apă. În mediile tropicale și subtropicale există de obicei multă umezeală, ceea ce înseamnă o aprovizionare pe tot parcursul anului cu gustări delicioase. Apropo de gustări, aici lucrurile devin interesante. Mediul cald și umed creează condițiile perfecte pentru un bufet de tip mănânci cât poți, ceea ce permite insectelor să crească și să se dezvolte în timp. E valabil și pentru șobolani, uită-te la rozătoarele enorme din orașe. Se pot înfrupta din tot felul de gunoaie și resturi. Pentru insecte, zonele perfecte se găsesc de obicei la ecuator, în locuri precum America Centrală și de Sud, regiuni din Africa și Asia și nordul Australiei. Privește-o pe aceasta! Nu e specială datorită dimensiunilor mari. Oamenii văd rar această insectă. E o molie de lemn și a fost observată la o școală din Australia. Școala se află în apropierea unei păduri tropicale. Deține un record pentru că e cea mai grea molie din lume. Are o anvergură a aripilor de până la 23 de centimetri. În Australia există aproximativ 60 de specii de molii de lemn. Totuși, multe dintre ele nu sunt la fel de mari ca molia uriașă a lemnului. Elevii întâlnesc multe animale în campus, cum ar fi curcani australieni, koala și șerpi. Dar potrivit directorului, să vadă o molie de lemn a fost ceva cu totul nou. Când vorbim despre insectele din Australia, e greu să nu menționăm și păianjenii. Aceștia sunt gigantici. Din nou, totul se datorează climatului cald și abundenței surselor de hrană din desișurile australiene. La fel ca majoritatea animalelor cu sânge rece, păianjenii tind să crească mai mari în locuri mai calde. Climatul australian, în special în nord și centru, e cald și umed, ceea ce îl face mediul perfect pentru ca păianjenii să crească și să se dezvolte. Păianjenii sunt și sensibili la temperatură, astfel încât climatele mai calde le oferă perioade mai lungi de creștere înainte de reproducere. Desișurile vaste din Australia oferă mai multe insecte pe care păianjenii le pot preda, ceea ce îi face mai mari și mai puternici. De la păianjenul crab la păianjenul australian mâncător de păsări și vânătorul. Deși pot părea înfricoșători, cei mai mulți dintre ei nu sunt periculoși pentru oameni. Acum putem respira normal. Așadar, cum se descurcă australienii cu păianjenii mari fără să o ia razna? Adică, vorbim despre o țară care găzduiește aproximativ 10.000 de specii de păianjeni. Australienii tratează păianjenii cu respect, în ciuda cazurilor de mușcături de păianjen. Ei au înțeles că aceste creaturi nu sunt aici pentru a speria oamenii. Sunt o componentă de neînlocuită a ecosistemului. Când se confruntă cu un păianjen acasă, ei apelează la experți dacă nu există cineva suficient de curajos pentru a captura păianjenul și a-l duce afară. Iată câteva animale cu aspect ciudat din Australia. Trebuie să recunosc că unele arată înfricoșător, iar altele arată cool. Acesta de aici e un Limax roz aprins. Are un colorit izbitor, roz intens, despre care se crede că e o adaptare la mediul său. Această vietate se numără printre speciile rare și pe cale de dispariție. O poți găsi într-un singur loc, Parcul Național Mount Caputar. Se află în apropierea unei păduri izolate de pe un vechi vulcan. Insectele fac parte din viața de zi cu zi în anumite părți ale acestei țări. O persoană tundea gazonul și urma să aibă parte de o surpriză. A descoperit această insectă de aproximativ 35 de centimetri, iar o altă persoană a fost destul de amabilă să umple baia de păsări într-o zitoridă. Apoi a observat că păsările nu se apropiau de baie. S-a întrebat de ce și a verificat. Oh, salutare! În continuare avem o insectă uriașă care încă există. De ce e atât de șocant? Pentru că a fost declarată dispărută acum aproape un secol. Oare s-a întors din lumea de dincolo? Sunt insectele baston din insula Lord Howe, cunoscute și ca homar de copac. Aceste insecte gigantice, care măsoară aproximativ 15 cm, obișnuiau să considere acest loc scumpa lor casă. Dar șobolanii negri aveau alte planuri. Aceste rozătoare au invadat insula, devorând tot ce le ieșea în cale, inclusiv diletele insecte baston. Până în 1920, insectele au fost declarate oficial dispărute, dar soarta a vrut ca ele să revină peste mai bine de 40 de ani pe piramida lui Bol, o insuliță vulcanică situată la 20 de km distanță. Dar iată un fapt bizar! Noile insecte baston arătau ușor diferit de strămoșilor, uimindu-i pe savanți care se întrebau dacă erau cele adevărate. După câteva cercetări științifice și teste ADN, verdictul a fost dat. Sunt aceeași specie. Cu o diferență genetică mai mică de 1%, aceste creaturi erbivore sunt gata să se întoarcă triumfător în patria lor. Suntem pe cale să ajungem la un nou nivel al insectelor înfiorătoare. În Australia există un chilopod care îți va da fiori. Trebuie să menționez că aceste vietăți sunt și nocturne. Îți poți imagina cum ar fi să te trezești cu unul dintre aceste chilopode de 15 cm lungime târându-se pe piciorul tău?
Ai văzut vreodată o insectă care se pare desprinsă dintr-un film științifico-fantastic? Ei bine, permite-mi să-ți prezint insecta australiană Extatosoma tiaratum. Dacă ți-aș arăta o fotografie acestei tărătoare ciudate, probabil ai crede că mă pricep la Photoshop. Dar nu, această insectă baston e cât se poate de reală. E greu de crezut că o creatură cu un aspect atât de bizar ar putea să existe în natură. Asta demonstrează cât de incredibilă și de halucinantă poate fi natura. Imaginează-ți, te plimbi prin grădină, îți vezi de treaba ta, când deodată te trezești cu fața într-o pânză lipicioasă. Înainte de a apuca să te sperii, vezi vinovatul, un păianjen araneid. Aceste creaturi nocturne pot părea înfricoșătoare cu corpul lor mare și păros și cu marcajele roșii, maronii sau galbene, dar din fericire sunt inofensive pentru oameni. De fapt, prezența lor în preajmă poate fi un lucru bun, deoarece ajută la reducerea insectelor dăunătoare precum țânțarii. Pânzele lor sunt cu adevărat o minune a naturii, puternice și aproape invizibile, cu o zonă mare de capturare a prăzii. Iar dacă le rupi din greșeală pânza, nu-ți face griji. De obicei înțeleg aluzia și se mută în altă parte. Așadar, bucură-te de grădina ta, dar ai grijă la acești țesători vicleni! Ia uite-te la această creatură australiană uriașă, gândacul săpător. Spre deosebire de gândacii zburători enervanți, aceștia nu au aripi și nu sunt considerați opacoste. Ei au un rol vital în ecosistem, ronțăind frunzele căzute și reciclând alte materii organice. S-ar putea să-i vezi relaxându-se într-o vizuină confortabilă. De fapt, sunt singurii gândaci cunoscuți care au o locuință subterană permanentă. Aceste târâtoare sunt practic celebrități în Brisbane, unde sunt ținute chiar ca animale de companie. Următorul nostru subiect e Molia Hercule. Această micuță poate fi găsită doar în Noua Guinee și în nordul Australiei. Acum, hai să aflăm de ce Molia Hercule e atât de impresionantă. Pentru început, e masivă. Se mândrește cu anvergura aripilor de 27 de centimetri, fiind astfel cea mai mare molie din toată Australia. Nu e numai asta. Aripile sale au o suprafață imensă, ceea ce o face cea mai mare dintre toate insectele în viață. E absolut uimitoare! Când e vorba de înfățișare, Molia Hercule e în mare parte maro, aurie și albă, cu pete transparente pe fiecare dintre cele patru secțiuni ale aripilor sale. Coloritul și modelele nu diferă prea mult între mascul și femele, dar masculii au cozi mai lungi și mai subțiri pe aripi. Ideea e că nu știi niciodată unde vor zbura aceste insecte. Vor ateriza pe umărul tău sau pe copacul de lângă tine. Ai întâlnit vreodată o insectă uriașă? Dacă da, ce ai făcut? Spune-ne povestea ta!